Salutare prieteni, suntem la Severin. Copiii se joacă. Energie foarte mare, nu știu dacă ne înțelegeți. Patru ani aici cu o doamnă. Mi-a dat patroana coșul, bineînțeles. Florile, mamă, femeia care a fost cu mine în pușcărie, are flori, are cireșe, care vreau să pui și tu cireșe la nevoie. Lasă brânceala, cine care a fost? Lasă-l, dai, lasă la mine acum, că mi-am pus și astea în el. Păi poți? Na, filmează școlul meu. Păi cum, cu două? Cu două, hai ca să termin. Păi nu pot să le țin. Punem pe ăsta. Dă la fete unul. Da, Loredana. Loredana, ia tu palul, patroana. Bă, vezi, e fața așa, mă, Leule. Păi, dar eu cam am utilizat cu grătar. Stai cu minte, butelie. Vedeți ușor aici la trecere, da? Copiii. Mama, să mă încătăr că o abonare din cadou, merge de cadou. Hai, șatra, hai. Hai, șatra. Patroană, dă coșul la mine, că e greu. Hai la mare, hai. Așa mergem la mare. Eu am vrut să te ajut. Ușor, ușor, ușor. Băi, Leule, ești din nou, băi. Ușor. E din nou, Leu ăsta, e din nou. David. Stai cu mine. Leonardo. A, mai avem mult în șară. Șmecherii de la Drometa. Nu fac pe TikTok, naveta. O să-ți pe Veta. Bă, mai stăm o lună și după aia mergem la mare, da? Plecăm bagabonzi. Trebuie să așteptăm și noi. Stai în aveta, stai în aveta. N-am stat în apartament. Stai în aveta, da. Asta e vrăjeala ta și-a lui patroana. Mașina, mașina, hai, vină cu acolo. Am stat în apartament. Așa, Leonardo. Codrina, rapelea! Facem un pic de pauză. Poți să stau și eu așa? Deci, prieteni, noi am ieșit să ne plimbăm. M-am pus la dentist. Haideți repede. Doar că n-am avut ce să rezolvăm. În continuare mai avem de așteptat. Draga mea, plasa, ați luat-o? Ce e plasa? E la Alin. E la Alin, draga mea. Bravo, ai furat și tu o ceapă. Ai luat și tu o cepuță. Vrei mai multe decât o ceapă. Bravo. Faci salată cu cartofi prăjiți, cu alea și mănânci. Dar vezi, mamă, ce cer de la Dumnezeu. Accident. Am intrat una într alta. Da, patron, da. E mișto ăsta. Nu mai spune că s-a udă bău. Dar tu te-ai gândit, dai, v-am luat două. Îmi place grătarul. A luat doamna care ți-a trimis bani. Bagă ale aici, bagă coșul, hai, patron. Mulțumim, doamna, că ne-ai dat banii ca să luăm două grătare. Uite, am dat un... Ia uite-te aici, pături, groase, subțiri. Aveai grătări mult, dar e destul de mare. Ai găsit o piatră și ai băgat-o și tu cu grătar. Dați-vă, David! Stați acolo, da? Leonardo, hai! Ia, hai, grătar, mă! Vezi, gata, prieteni? Vezi, grătar. Revenim mai târziu, oprește Georgiana. Băi! Gata. Georgiana, spune să mergă cu noi acasă. Ia, capacire, doare că tu, uite, eu! Avem și părculeț aici. Hai că e frumos și la Severin. Merge. Acasă, papi a ajuns și el. Patroana ne deschide porțile. Ia stai, patroana, să te ajut eu.
scuzați că v-am bruiat, dar trebuia să o ajut patronul la poartă, că nu putea să plece. Papi, date că te calcă. Da. Și rămânem fără bucătar. Nu mai vezi undeva. Poate o călca cu patru ani. Hai, acum să vedem ce cumpărături ați adus. Ce cumpărături ați făcut, mai bine spus. Soacra mea a cumpărat fortuna, a cumpărat capete, ca să putem să spălăm foișorul. Și acum să vedem. Ia uite ce s-a luat alin, Asta la cine e azi, frumos. Patron așa a cumpărat o tigaie, și a cumpărat ce vădeam și asta prasul nu. Ia de stai aici să vă dați. Stai că nu pot că filmez acum cu o mână, nu am cum. Ia uite. Da, e bun. Drătărescu. E bun, bun. Asta unde e bun, patroana? La noi acolo. Aia lui patroana, Jean. Ia ține, de doi papi volea să dăm celul alin de ăsta, dacă nu. Lasă că-l face acolo. La ce medel ai unde e vorbim? Lasă că-l facem acolo. Păi, ai la... Aia pe masa noastră, acolo, iată. Da, ia-i tu, acolo. Hai să iei și grătarul tu. Papi, că nu vreau să-ți mâncă de carne, facem de post pe el. Hai să vedem. Dar unde mi-a luat sucul ăsta? Cred că sunt la papi acolo, o? Dacă nu, sunt în mașină, le aduc eu imediat. Pune pe masă acolo, papi. Nu, 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 la mine rămăseseră sucurile, dar cred că au rămas în mașină când m-am dat jos. Hai să nu bagi. Bagi sau nu bagi? Aici nu bagi niciun soare. Nici că soare nu e. Nici că soare. Uitați, prieteni, tigaia. Da, e frumos tigaia, îmi place. Uite, papi. O prietenă, papi, mi-a trimis 100 de euro. Ideea bună. Mi-am luat tigaie, mi-am luat grătar, mi-am luat toate. Asta tache? Da. Să mi-ai și trepiedul din mașină. Le-am l-am uitat. Asta e lobodă. Șteavie, lobodă avem. Tot șteavie și șteavie avem. Ia uite așa la patron. Asta e... Asta ce mai? Tot șteavie. Patronul mă știe aici, ce punem punga, gas. Da, mi-am dat femeia acolo. Mi-am făcut și cadou. Mi-am făcut și cadou. 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 Hai că a luat patronul o grămadă. Cum mi zice asta? Lobod? Da, lobod. Lobod sau șervi? Lobod. Pâine avem? Mai puțină. O bucată de castravete. Roșii, ce-a mai luat? Una mere. A luat și mere? Da. Ulei, ulei de măsline, cred. Dar consumă Marița tot. Nu mai de foame. Știu. Să facem repede ceva să mâncăm. Mere. A luat tot cet, mă, nu mai luat da, ulei. Ulei. Dar tu nu pun ce ulei de mazine și oțet de mere am luat. Și roșiile alea de cheță. Și roșii avem. Patron, am văzut cum slăbești 15 kg într-o lună. Apă caldă, fiartă o cană. Bei dimineața, cu rămâie. O linguriță de oțet de mere și o rămâie stoarsă. Așa de bani. Și dacă bei 15 kg de aici jos pe lună. Unde l-ai furat? Pe... în față, pe gară. Păi ce facem să mâncăm repede? Ce facem? Salată de roșii, ce facem? Ce facem prima dată? Dacă aveai, ce facem? Să pezi o grătare, nu știu. Păi când se face aia? Astea. Sau dragavei. Dragavei mai repede. Dragavei trebuie curăța și băgă la... La tigaie. La tigaie. Eu dacă vreți vă fac niște paste.
Și eu am poftă 3 zile și tot n-am făcut. Mă duc să... Tache. Azi-ți sucul. Pe aia vreau să fac. Și aia de mașină și mie. Mă duc să ți-l aduc. Haideți să mergem să luăm sucul lui Leo. Prieteni, v-am zis că la dentist n-am apucat să facem mare lucru pentru că nu suntem vindecați. Asta e. Era de așteptat, știu că și voi mi-ați lăsat în comentarii că noi credeam că e prea că se face mult mai repede, dar durează cam o lună jumate până se vindecă rănile. Ați avut dreptate. Ia, punga lui taică, tu aia unde e? Ia, deschide portbagajul. Ce pungă? Punga cu sucuri. Da, uite. Era pungă, dar nu mi-am luat și unul. Dacă nu ți-ai luat? Am zis că iau mai mare. Ce luai mai mare? Ce-ți trebuie mai mare de atât? Uite. Că dar nu făceai un vițel întreg odată. Stai să iau și trei piedului. Trebuie să iau de ăsta, nu? Luai și gata. Ce e în mână nu-i minciună. Mai luai altă dată tu. Și acum ce fac? Păi la revedere. Mai iei altă dată, cum mergi la Severin. Ia, trepiedul tăi, că tu dă-mi și mie de acolo, că nu pot așa. David. Ia. Vezi că e energizant acum. E în ăla. Cred că al tău e în pungă aici. Ia stai să scoatem ce e al nostru și ce e al lui. Să-mi las portofelul aici. Da. Și uite cât e de greu să vezi. Dar eu le-am așa. Ești frumos cu el. Uite, dar poți astea să le legi de o soară, să le legi de un copac și să stai așa pe el. Așa. Ca un colac? Da. Hai să mă duc să-i duc sucurile, o David și vin. Vezi pe acolo. Hai să vin și eu ca să beau suc. Haide și. Stai. Ia să o fi. Hai lasă că le ducem acolo. Și vedem acolo. Da, hai. Să bei acolo. Să dai eu pahar și bei. Aduc eu pahare. Ușor. Gata, ți-am... adu trepiedul după masă, David. Te rog eu, că l-am uitat. Pe masă, la noi acolo, David. Că ți l-am scos din mai. De o sticlă și lui David. Îi dau. Uite, ai sucul, stai să duc și pahar. Și asta să fac eu de-aia lui David, da? Haideți să luăm pahare din bucătărie. Patronul, stai să iau niște pahare. Ce-i dându-l eu? M-am descurcat. L-ai adus? Da. Păi pe care? Ia arată-mi-l. Ăla care era pe masă, da, ăla e al Leo. Asta? Da, mai era pe masă. E al lui Leo, nu e al meu. A rămas în mașina lui. Vezi că ți-am dat o țică de suc împrumut, da? Băi, împrumut am dat-o. Rămâi dator. O sticlă de suc. Ai înțeles-o? Da. Deci, prieteni... Dă-o înapoi când e goală. Da, ok. Și reciclez sticla. Ca să iau 50 de bani. Ca să reciclez sticla, vezi că știe. Ca Cristi Marin știe și el. David, să mai de aici, că intră baloanele în sucuri. Prieteni, cam atât. Mergem acum să ducem sucul ăsta celălalt în frigider. Și după mă apuc de o treabă cu Alin. Vrem să vopsim bordurile. Intrați la Alin ca să vedeți cum ne-am desfășurat activitatea. Puțin timp bărcuț aici. Pun și aici? Pune ca să bea și papi sau patroană. Ușor, 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 ușor. Așa. Dacă nu bei, îmi dai tot mie, că bei. Da? Gata, să-i spui lui patrona că i-am pus premiera. La 7, da? Da.
Îi las telefonul aici. Leo, dar tu nu știi ceva. Tu știi că oamenii de la Eric se fac pus pe panourile alea, treci-o cu tine și punem sol. O, lăsăm aici pe patroana cu papii, bine că are ajutor. Și eu mă duc să mă apuc de treabă, că așa dacă stăm degeaba, trebuie să ne apucăm să facem ceva și azi. Că trec zilele și vine Paștele și treaba la noi tot nu e terminat. Ia uitați ce mi-a făcut alinearea pe-n curte, mănâncă Eugenii, le aruncă pe jos. Și abia v-am arătat și eu ieri alaltă cum am făcut curat. Asta e. O să-l leg aici în foișor cu o lesă, ca să stea cu minte. Că altă variantă n-am. Cam atât, prieteni, vă pup și ne revedem mai târziu, da? Că ne apucăm și noi de treabă. Bine ai venit! E acolo. Păi da, o să ne apucăm de treabă. Haideți, prieteni, că ne vedem mai târziu.